Cartea lui Iov, capitolul 32. Cuvântul lui Elihu, fiul lui Baracel din Buz. Elihu, care așteptase și ascultase vorbele celorlalți, mai în vârstă, credea că vârsta le va da întâietate. El va începe cuvântul său fără să caute la fața nimănui. Atunci, cei trei bărbați nu-i mai dă dură lui Iov niciun răspuns. Odată ce el se socotea pe sine drept, dar Elihu, fiul Baracel din Buz, din spița lui Ran, se -a aprinse de mânie împotriva lui Iov, care se punea în pricină cu Dumnezeu. Și se aprinse de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui Iov căci nu mai găseau ce să răspundă și astfel o să pe Dumnezeu. Ci Elihu așteptase pe când ei vorbeau cu Iov, fiindcă aceia erau mai bătrâni decât el. Și văzând Elihu că din gura celor trei bărbați nu mai dă niciun răspuns, atunci mânia lui se întărâtă. Deci Elihu, fiul lui Baracel din Buz, luă vorbă și grăi. Sunt tânăr de ani, iar voi sunteți bătrâni, de aceea m-am sfiit și m-am temut să vă dau pe față știința mea. Gândeam cu vârsta va vorbi și mulțimea anilor va face cunoscută înțelepciunea. Totuși, Duhul care este în om și suflarea celui tot puternic îi dă omul înțelepciune. Nu cei cu zile multe sunt înțelepți și nu ce bătrâni se pricep ce este dreapta judecată. Trept aceea vă spun, ascultați-mă, Vă voi arăta și eu ceea ce știu. Iată, așteptat am cuvintele voastre, ascultam temerile voastre, până ce le-ați scormonit pe toate. La voi mi-am ațintit toată lu luar aminte și iată că nimeni n-a răzbit pe Iov. Nimeni dintre voi n-a știut să răspundă la dovezile lui. Și să nu ziceți, am dat de mare înțelepciune, Dumnezeu mai poate să-l răzbească și nu omul. El n-a îndreptat cuvântarea sa împotrivă, dar nici eu nu-l voi întâmpina cu răstirile voastre. Au înlemnit. Nu mai răspund nimic. I-au părăsit cuvintele. Și eu am așteptat. Și eu am așteptat, ci fiindcă au contenit din vorbă și stau așa și nu mai dau niciun răspuns, voi răspunde și eu din partea mea. Voi arăta știința mea și eu, că îți plin de cuvinte, Duhul din mine îmi dă zor. Lăuntrul meu, iată, este ca un viu. fără răsuflare și care sparge burdufurile cele noi. Voi vorbi, deci, ca să mă răcoresc, voi deschide buzele mele și voi răspunde. Nu voi căuta la obrazul nimănui și nu voi proslăvi pe nimeni, căci nu e în firea mea să proslăvesc. Astfel meu m-ar smulge într-o clipeală. 33. Elihu urmează cuvântul său și îl pe Iov, că a spus că e drept și n-a să niciun păcat, ci numai Dumnezeu îi caută prileji de gâlceavă. Dumnezeu nu răspunde la asemenea lucruri ci el se arată omului în vedenii ori prin îngeri, sau cumințește pe oameni, trimițându-le câte o boală care îi țintuiește în pat. Dacă omul se vindecă, mulțumită unui înger mijlocitor, atunci Dumnezeu îl mântuiește. Așadar, o Iov, ascultă, rogute vorbele mele și puneți în urechi toate câte îți voi spune. Iată, deschis-am gura mea și limba mea grește. Înaintea mea va gri, iar și iar cuvintele științei, buzele mele se vor rosti cu limpezime. Duhul lui Dumnezeu m-a zidit și suflarea celui tot puternic mi-a dăruit viață. Dacă poți, dăm răspuns, desfășurăți puterea în fața mea. Ținem piept. Iată, prețuiesc cât și tine în ochii lui Dumnezeu. Frământat din lut am fost și eu. Deci frică din partea să nu te înfricoșeze și mâna mea asupra ți grea nu va fi. Tu ai fost așa în auzul meu și sunetul cuvintelor tale l-am auzit. Sunt curat, fără păcat, nepătat sunt eu și n-am săvârșit nicio fără de lege. Și iată că Dumnezeu îmi caută prilej de gâlceavă și mă socotește drept vrășmaș al său. Pune picioarele mele în butuc și pândește toți pașii mei. Aici îți răspund, că n-ai dreptate, pentru că Dumnezeu este mai mare decât omul. De ce te-ai supărat pe Dumnezeu? Că nu dă socoteală de toate faptele sale? Dumnezeu vorbește odată și chiar de două ori, dar omul nu bagă de seamă. În vis, în vedenie, de noapte, când somnul greu cade peste oameni și dorm în patul lor, atunci îl deschide urechea muritorilor și îi înfricoșează cu arătări ca să întoarcă pe om de la fapta rea și să nimicească din el trufia. Să-i mântuiască sufletul de pogurârea în șeol și de prăbușirea în sabie să ferească viața lui. El îl descălcește cu durerile z zacerii la pat și cu frământarea neîncetată oaselor. Și atunci viața omului se scârbește de mâncare și sufletul său de bucatele cele mai poftitoare. Carnea sa se topește de nu mai vezi și oasele sale nevăzute până aici ies prin piele. Iar sufletul său se apropie de prăpaste și viața sa de împărăția morților. Atunci, dacă este lângă el un înger, un tălmaci dintr-o mie, să-i lămurească omului care este canonul lui, și care să se îndure de el și să zică Domnului, izbovește l de pogorârea în șeol. Am găsit eu ispașă pentru viața lui. Trupul său înflorește mai mult decât în tinerețe și se întoarce spre zilele când era în putere. El se roagă acum lui Dumnezeu și Dumnezeu îi se arată milostiv și vede cu bucurie mare fața Domnului și fericirea sa îi o dă înapoi. El cântă în fața oamenilor și spune în gura mare păcătuit am și m-am strâmbat și am strâmbat dreptatea. Dar Dumnezeu nu s-a potrivit fără de legii mele. El a izbăvit sufletul meu de pocură în șeol și viața mea se bucură văzând lumina. Deci prin necazul care l-a pățit, de fapt, sufletul lui s-a luminat. Și a văzut lumina. Iată, toate acestea le face Dumnezeu de două ori și de trei ori cu omul, ca să mântuiască sufletul său din stricăciune și să-l lumineze cu lumina celor vii. Îi trimite tot felul de necazuri și ne plăcea. Sau boli. Ia minte eu, dă-mi ascultare, taci că eu am să vorbesc. Dacă ai ceva de spus, spunem, vorbește. Sunt bucuros să ascult dezvinovățirea ta iar de nu, ascultă-mă tu. Taci și te vei învăța ce este înțelepciunea. 34. Elihu își urmează cuvântul rugându-se să fie ascultat. Eu v-a zis că este drept și Dumnezeu înlătură dreptatea lui. Însă Dumnezeu răsplătește omului după faptele lui și cârmuiește întreaga lume. Deci Iov pătimește fiindcă a păcătuit. Foarte bine spus, Dumnezeu răsplătește omului după faptele lui și cârmăște întreaga lume. Deci eu pătimește pentru că el a păcătuit. Eihu urmă cuvântul și zise, ascultați voi înțelepților vorbele mele și voi pricepuților, ațintiți urechile pricepuților, căci urechea drămăluiește cuvintele precum cerul gurii gustă bucatele. Să hotărâm care e dreptul cântar? Să ne înțelegem între noi ce este bine. Fiindcă Eu a rostit: Eu sunt drept, dar Dumnezeu înlătură dreptatea mea. În ciuda dreptății mele, trec drept un mincinos. Rana săgeții în mine este nevindecată, și fără să fi păcătuit nimic. Deci el se credea drept. Asta însemna că și înainte de a păți ce a pățit, el credea că așa trebuie să fie lucrurile și nu a văzut cum greșește. Care om mai e ca Iov care să hulească precum ar bea apa și să umble în a făcătorilor de rele și să meargă alături de oamenii ce fără de lege? Pentru că în momentul în care te revolți împotriva lui Dumnezeu, de fapt, suntem alături de făcătorii de rele și de ce care fac fără de lege. Și este hulă împotriva Creatorului Universului. El a mai zis, nu-i folosește nimic omului dacă stă bine cu Dumnezeu. Drept aceea, voi oameni cu minte, ascultați la mine, departe de Domnul bănuiala de răutate și de cel tot puternic bănuiala de nedreptate. Că cel răsplătește omului după faptele și după putarea lui, îi dăruiește plata. Dumnezeu e drept. Așa este într-adevăr. Dumnezeu nu are nicio vină și cel tot puternic nu strâmbătește dreptatea. Cine i-a dat în grijă pământul sau cine l-a pus curmuitor pe lumea toată? Dacă el s-ar aduna în sine însuși și duhul său și suflarea sa l-ar lua înapoi, atunci toată făptura ar pieri la oaltă și omul s-ar întoarce în pulbere. Așa cum și noi spunem mereu, în momentul în care el își retrage grația, și îl mai ține atomii la oaltă, toate lucrurile acestei lumi dispar în neant și se fac fum. Dacă ai minte, ascultă, încoace, pune în urechi rostul vorbelor mele, oare putea să cârmească unul care urăște dreptatea și tu o sândești tocmai pe cel drept și prea puternic? Cel ce spune despoților, netrebnicule de și boierule, mișelule, cel care nu caută la obrazul voievozilor și nu face o sebire între un chiabur și un calic, pentru că toți sunt lucrul mâinilor sale. Deci toți sunt lucruri mâinilor sale. Și calicul, și despotul, și boierii, și netremcii, și mișei sunt lucrul mâinilor sale. Este tot el și acolo, în toate rolurile. Într-o clipită ei mor și în miez de noapte norodul se zguduie și se revarsă și înlătură pe despot, fără să-și trudească nimeni mână. Căci ochii Domnului sunt ațintiți asupra purtării omului, comportamentului, și el vede toți pașii lui. Ce important este purtarea noastră. Nu este niciun întuneric și nici o negurală ca să se ascundă acolo cei ce lucrează fără de legea, Domnul nu pune omului soroc să vie la Domnul la judecat. El sfărmă pe cei puternici, fără cercetare, și pune pe alții în locul lor. Drept aceea, el cunoaște slujbele lor și răstoarnă în timp de noapte și ei se fac fărâme. Toată lucrarea pe care am urmărit-o noi în școala iubirii a avut ca țintă blocarea judecății și a urii și înțelegerea faptului că Dumnezeu este în toate pozițiile, pentru ca să ajungem să nu mai putem să acuzăm, să învinuim, să condamnăm pe nimeni și nimic, pentru că tot ceea ce există este creația Lui, este El în persoană, El în acțiune. Adică și Calicu și Chiaburu și Voivodul și Nepriceputul sunt tot El deci el peste tot, în toate formele de existență, el vine din toate părțile, din toate direcțiile, el se confruntă prin noi cu celălalt, ceilalți prin noi, el cu el însuși. Când atingem această înțelegere, nu mai există niciun fel de analiză față de exterior și rămâne numai acceptarea sau privirea. El sfarmă deci pe cei puternici, fără cercetare și pune pe alții în locul lor. Drept aceea, el cunoaște slujbele lor și răstoarnă în timp de noapte și ei se fac fărâme. Ca pe niște păcătoși ce sunt, el îi pedepsește în văzul tuturor. Doi ce s-au depărtat de lângă el și nu și-au frământat mintea cu toate îndrumările sale. Aici discursul este poziționat, este în dualitate, dar și înțelegerea aceasta este utilă pentru că în dualitate există doar contrapândere. Deci, noi, ca să liniștim un foc, trebuie să aducem apă. Ca să liniștim o aciditate, trebuie să punem alcalin. Ca să liniștim negativitatea, trebuie să venim cu pozitiv. Și așa mai departe. Deci, acest mecanism se întâmplă continuu, este o trecere una în alta, din plus în minus, fără capăt. Asta se întâmplă în dualitate. Iar în non-dualitate, toate lucrurile doar sunt așa cum vrea el, el în toate situații și pozițiile și nu este nimic de comentat sau de analizat. Ci au împins până la el strigătul oropsitului, astfel că țipetele obișduiților el le-a auzit. Dacă Domnul stă ticnit, cine îl va scoate din tihna lui? Dacă acoperă fața sa, cine îl va mai zări? Dar el veghează peste nuroade și peste fiecare om deopotrivă, ca să împiedice domnia celor fără de lege care prind în laț norodul. Nu cuva Dumnezeu îți va zice, am fost amăgit. Nu mai cad în greșeală. Ceea ce este dincolo de vederile mele, tu învață-mă. Dacă am făptuit vreo nelegiuire, nu o voi mai face a doua oară. Răsplăti voi oare după capul tău, Fiindcă tu ești nemulțumit, iată că tu alegi ce e mai bine și nu eu. Atunci spune, ce știi tu? Oamenii cu minte învormăturii-si și orice om înțelept care mă ascultă. Iov vorbește fără cunoștință și cuvintele lui sunt fără miez de înțelepciune. Cu adevărat, Iov trebuie încercat până la urmă pentru răspunsurile lui, ca din gura unor oameni fără de lege că cel adaugă păcat peste păcat, în ciuda noastră, el ne bate din pungi și învârfuiește spusele sale împotriva lui Dumnezeu. Pentru că e răzvrătit și se crede nedreptățit și nu ia aminte la nimic și nu aude nimic. 35. Al treilea cuvânt al lui Elihu, Iov grește vorbe fără rost. Dar Elihu urmă înainte și zise, Socotește aceasta drept bună judecată când ai rostit. Mai multă dreptate am eu decât Dumnezeu și întreb ce-ți folosește, ce-ți stric după dacă păcătuiesc. Îți voi răspunde limpede că și celor ce gândesc la fel cu tine, uită-te la cer și vezi, privește norii atât de sus deasupra ta. Dacă păcătuiești, cei cășunezi lui și păcatele tale se desporesc. Ce-i faci cu asta? Drept dacă ești, ce dar îi faci? Sau ce primește el din mâna ta? Mai pe om, semenul tău, îl atinge nelegiuirea ta și pe fiul omului îl încălzește dreptatea ta. De prea multă împilare, norodul strigă, răgnește de silnicea brațului stăpânitorilor. Dar nimeni nu zice, unde este Dumnezeu, ziditorul meu, cel ce dăruiește nopții cântări de biruință, cel ce ne dă învățătură prin dobitoacele pământului și ne înțelepțește prin păsele cerului. Și atunci îi strigă, dar el nu le răspunde din pricina îngânfării celor răi. Dar zadarnic Dumnezeu nu aude, cel atot puternic nu-i aminte, cu atât mai puțin când tu zici că nu vezi pe Domnul nicăieri și pricina ta e în fața lui și tu stai și-l aștepți. Și iarăși când zici că mânia lui nu pedepsește pe nimeni și el nu știe prea mult din păcatele noastre, adevărat, eu își deschide gura degeaba și fără pic de pricepere, grămădește noi ani de vorbe. 36. A cuvântare a lui Elihu. Dumnezeu răsplătește pe fiecare după faptele lui, pe cel drept și pe cel păcătos. Dumnezeu este atot puternic, precum se vede din fira înconjurătoare. Elihu își urmă cuvântarea și zise, așteaptă puțin și îți voi da învățătură că mai este încă de vorbit despre Dumnezeu. Voi porni cu știința mea de departe ca să scot dreptatea ziditorului meu, căci pe ființă de adevăr vorbele mele nu sunt mincinoase și lângă tine stă cineva cu desăvârșită cunoștință. Privește! Ce puternic este Dumnezeu și pe nimeni nu disprețuiește. Puternic este prin înălțimea priceperii sale. El nu lasă pe cel rău să de dăinuiască și celor sărmani le face dreptate. El nu-și întoarce ochii de la cel drept, iar pe regii de pe tron el i-a statornicit de-a Dar ei au ajuns trufași. Și iată-i ferecați în obezi și prinși în lanțurile durerii. Atunci el le dă pe față isprava lor, și păcatele lor, că adică se trufiseră și le schide mintea ca să-și ia de seamă și le dă poruncă să se întoarcă de la fără de lege. Deci aici se vede compensarea care se realizează prin oameni de fiecare dată când noi ridicăm vârfuri ascuțite, determinăm pe Dumnezeu să ia diferite roluri care și să vină împotriva noastră să ne tocească. Asta se întâmplă în dualitate mereu. Dacă ei dau ascultare și slujesc Domnului, îi sprăvesc zilele lor într-un bun trai și anii lor într-o desfătare. Iar de nu dau ascultare, alargă în sabie și pierd în nebunia lor. Deci dacă ascultă de Dumnezeu și nu reacționează, atunci trăiesc. Dar dacă reacționează, se luptă și se apără, atunci vor pieri de sabie. Dușmănoși cum sunt ei, pun mânie la inimă, nu se roagă când Dumnezeu îi ferecă. Viața lor se stinge în tinerețe și blaga lor în floarea vârstei. El mântuiește pe obișnuit, prin chiar obișnuirea lui și deschide mintea tocmai prin suferință. Tot așa te-ar fi scos și pe tine din gura restriștei, unde e lărgime, iar nu strâmtoare, și ce ar fi pogorât pe masa ta ar fi fost plin de grăsime. Deci, momentele de restriște din viața noastră sunt eliberare și nu strâmtoare, Strântă rare. Dar tu ești plin de cârcota nelegiuiților, cârcota de o sândă, te-au înhățat, Mânia Domnului este, dar să nu te târască prin prisosul ei covârșitor și mărima ispășii ei să nu te încovaie. Cârtirea aceasta a lui este de fapt suferința care continuă să vină spre el. Poți să pui rugăciunea ta la Dumnezeu când ești la grea nevoie, alături de cu toate opintirile puterii omenești, Decel a fost atât de uh, ne atât de supărat pentru ce i s-a întâmplat, cât a, uh, a, cât atașament și bogăție a avut. Pentru că dacă nu avea mai nimic, nu avea ce să pierde și nu putea să se supere pe Dumnezeu. Și nu putea să vină nimeni, niciun diavol să ia nimic pentru că nu, nu avea ce să ia. Nu suspina după noaptea cea mare, când neamurile se ridică la locul lor de veci, păzește-te nu te întoarce la fără de lege, căci ea ți-a fost mai dragă decât suferința, fără de legea fiind îmbogățirea și atașamentul de bunătăți la aceste lumi. Iată, Dumnezeu lucrează uriașe lucruri prin puterea sa, cine poate să dea învățături ca El. Deci dacă ești neprihănit, într-adevăr Dumnezeu îți dă de toate, dar tu trebuie să te oprești la timp. Și ceea ce este mai mult decât ai nevoie să dai mai departe, pentru că ți s-a dat ca să dai mai departe, nu ca să reții pentru tine. Cine i-a hotărât lui cum să meargă și cine i-a zis vreodată, ai săvârșit nedreptate? A dus aminte, deci, să preamărești lucrarea sa pe care oamenii o laudă în cântece. Toată lumea o privește, omul se uită la ea din depărtare. Cât e de mare Dumnezeu dar noi nu-l înțelegem, iar numărul anilor săi e de necercetat, că el trage în sus tropii de apă și din aburul său îi preface în ploaie, pe care o scurg norii și o picură peste mulțimea omenească. Deci de la el vin toate. Oare cine poate să piceapă desfășurarea norilor și bubuiturile corturilor, cortului său? Iată, el destinde deasupra lumina fulgerului și acoperă străfunzimile mării. Căci prin aceasta el o cârmuiește neamurile și dă de mâncare din belșug. Că amândouă mâinile cuprinde fulgerul și poruncește să meargă drept la țintă. Tunetul său este crainic, întețindu-i mânia împotriva nelegiuirii. Chiar îmi spuneam în ultimul timp ca fi interesant ca întotdeauna să înlocuim numele pe personal eu cu el. Astfel încât să conștientizăm că toate lucrările sunt făcute de el. Chiar că atunci când noi ne supărăm, el se supără. Când omul din fața noastră ne atacă, el atacă. Prin omul acela, el ne atacă. Să înțelegem că el este autorul a tot ceea ce există. Când tu, în afară sau se vede fulgerul, să zicem, El luminează cerul cu fulgerul său. Tunetul lui se aude din depărtare. Deci, în toate acțiunile, să punem numele Lui ca să înțelegem că El este cauza și a binului și a răului. Și să nu mai putem să atacăm oamenii. Acest lucru este cel mai important. Să nu mai punem cauzele lucrurilor în afară în oameni, pentru că nu ei ne lovesc, nu ei ne fac necazuri, ci Dumnezeu prin ei scade ascuțișul, ascuțișurile absolutizărilor noastre. 37. Din felul cum se desfășoară furtuna, se vede că Dumnezeu este tot puternic, deci Iov să se smerească înaintea lui și să-l cinstească. La această priveliște, inima mea se cutremură și se Măcește de la locui ascultați ascultați bubuitul glasului său și ramătul care iese din gura sa el îl sloboate sub cerul tău și fulgerul ajunge până la marginile pământului după fulger bubuie tunetul și el tună cu glasul care ridică în slăv și nu își oprește fulgerele cât s-a pornit tunetul său dumnezeu cu glasul său să minuni el face lucruri mari pe care nu le înțelegem. Într-adevăr, El poruncește omăturii caz pe pământ și ploilor care toarnă ploați cu găleata. El leagă astfel mâna oricărui om ca să cunoască toată lumea lucrarea sa. Fiara sălbatică intră în ascunziș și stă pitită în vizuinile ei. Din miază zi pornește furtuna și din miază noapte se lasă frigul. La suflarea Domnului se face gheață și întinsul apelor înmărburește. Norul de asemenea, a zvârâle trăsnetul, la norilor, scapără fulgerul. Și fulgerul se învârtește în ceruri, cercuri. Aleargă după cârbuirea Domnului, să săvârșind tot ce i-a poruncit pe fața lumii pământești. Deci totul se face la poruncă de sus. Orca pedapsă pentru pământul său, orca minostivire, pe care Ioh răz, răzește. Puneți în ochi acestea, Iov, stai locului și gândește-te la minunile lui Dumnezeu. Îți dai tu seama cum le pune Dumnezeu porunci și cum scapă răfulgerul din norul său? Le pune la toți porunci. Pricep tu ceva din plutirea norilor, din minunățile celui desăvârșit în cunoștință, tu cel ce cu veșmintele încinse, când pământul stă toropit, la vântul de miasă zi, poți să întinzi la fel cu el boltitura cerului ca să stea țeapănă ca o oglindă turnată? Învață-ne ce să-i spunem. Noi nu mai înșirăm nimic de prea mult întuneric. E nevoie să-i spună cineva că eu vreau să vorbesc și când a vorbit un om, eu aduce cineva la cunoștință? ci acum lumea nu mai vede soarele, fiindcă este întunecat de nori, dar vântul se pornește și limpezește. Dimează noapte năvălește o lumină ca de aur. În jurul Domnului stă slavă înfricoșată. La cel atât puternic noi nu putem să ajungem. La cel uriaș într-o putere, dar judecata și plinătatea dreptății el nu le obișnuiește. Pentru aceea oamenii se tem de el, iar la cei înțelepți, în capul lor, el nu se uită. Nu se uită. 38. Domnul grește lui Iov. Întâiul său cuvânt, el îi arată că este creatorul lumii, al zorilor și al celorlalte lucruri ale firii. El hrănește leul și corbul. Atunci Domnul răspunse lui Iov, din vălmaș, vălmășarul furtunii și grăi. Cine e acesta care întunecă sfatul meu cu vorbe neînțelepte. Încingeți coapsele bărbătește. Eu să te întreb și tu ai să mă înveți. Unde erai tu când eu am întemeiat pământul? spunem dacă te pricepi. Cine i-a statornicit măsurile, dacă știi, sau cine a întins pe el lanțul de măsurat? În ce au fost înfipte temeliile lui sau cine i-a pus piatra în capul unghiului. Când tresăltau la oaltă stelele dimineții și toți îngerii Domnului, se bucurau foarte. Cine a închis marca cu porți atunci când a țâșnit ea întâi, când a ieșit din matcă? Și când i-am pus norii drept veșmânt și negurile drept scutece, și am tras sărmul meu în jurul lui și am pus zăvoare și canaturi. Și am poruncit până aici să vii și mai departe nu. Aici fără masă va trufia valorilor tale. Dat ai tu de când trăiești porunci dimineții? Ai însemnat zorilor locul ca să apuce de colțurile pământului și răufăcătorii să fie scuturați de pe el, pământul se înroșește calutul de pecetulit și se împestrițează ca un veșmânt. Atunci celor răi li se ia lumina și brațul trufaș se zdrobit. Mers ai tu până la izvoarele mării și necercetatele adâncuri ale oceanului străbătutul ai oare? Ți s-au arătat oare porțile morții și văzut-ai pe portare întunericului? Ți-ai dat tu socoteală și de lărgimile pământului? Spune, dacă știi cât sunt de mari, care este calea spre sălașul luminii și întunericul unde este cuibul lui, ca să le petreci în tărâmul lor și ca să le înveți cărările către căminul lor. Tu știi bine că și pe atunci erai născut și numărul zilor tale e sumedenie. Ai ajuns tu până la zăcătorile zăpezii și văzut ai tu visteriile grindinii pe care eu le-am pus deoparte pentru vreme de prăpăt, pentru zile de încăierare și de război. Care este calea pe care se împrăște ceața și se răspândește pe pământ vântul din răsărit? Cine i-a cruit făgașurile potopului, ploilor și cărări rostogolirilor tunetului? Ca să plouă peste un ținut unde nu e țipenie de om, peste un pustiu unde nu trăiește nimeni, ca să ada pe locuri sterpe și pustietății să îmbie, să răsară colțul ierbii? Are ploaia vântată sau cine a picăturile de rouă? Din sânul cui a ieșit gheața și promoraca din ceruri, cine a născut-o? Ca piatra se fac apele când îngheață și fața mării prinde poșghiță. Poți tu să înnozi legăturile pleiadelor și să desenezi lanțurile raliței? Tu ești care socos la vremea lui Zodiacul și Ursa Mare cu puii ei, tu oarei mai? Cunoști tu pravile cerului? Îndeplinești tu pe pământ scriptura lor? Poți tu să ridici până la nori glasul tău ca năboiul apelor să te acopere? Sau trimis tu fulgerele și ele să pornească și să spună: Iată-ne la poruncă. Cine a pus în pasărea ibis înțelepciune și cine a dat cocoșului pricepere? Cine poate să numere norii cu înțelepciune și burdufurile cerului? Cine poate să le aplece? Ca pulbera să se închege și brazdele să se lipească între ele. Oare tu vânezi pradă leoaicei și tu alin foamea puilor de leu? Când se cinchesc în vizuinile lor și stau înhățiși de la pândă? Cine face rost corbului de hrană când puii să-i strigă la Dumnezeu și umblă rătăcind fără de mâncare? Da? Deci, cine duce prada la leoaică? 39. Apoi, pătatul capelor sălbatice, măgarul sălbatic, crește și trăiește în voie, precum și boul sălbatic, struțul, calul, șoimul și vulturul. Știi tu vremea când fată caprele de munte, ai luat tu seama la fătatul cerboaicelor? Numărate-i tu lunile sarcinilor și știi sorocul când e să nască? Îl încenunchează, nasc puii lor și scapă lesne de durerile facerii. Pui lor prin putere se fac mari Slobozi pe câmp, se duc și nu se mai întorc la ele. Cine a dat drumul onagrului și cine a deslegat legăturile asinului sălbatic? Cărui i-am hărăzit pustiul ca locuință și locurile sărace să lași? El își râde de huetul cetății, el ascultă de răgnetele ca Târgiului. el cutreră munții mașul său și umblă după tot soiul de verdeață. Se vor învoi oare boul sălbatic să fie sluga ta? Va mânca el lângă ieslea ta? Îl vei lega tu de gât cu funia ca să grăpeze brazdele de pe urma ta? Îți vei pune nădejdea trânsul fiindcă care putere uriașă și îl vei lăsa de capul lui în munca ta? Te bizui tu pe el că va veni înapoi ca să strângă la arie grâul tău, arei pastruților, e zburdalnică, are pană frumoasă și stuf de cârlionți, dar partea femească își năpustește ouăle pe pământ și le clocește în pulbere. Ea uită că piciorul poate să le strivească și vreo fiară din câmpie poate să calce peste ele. Este crudă cu puii ei ca și cum ar fi străin și de truda ei zadarnică ea n-are pas fiindcă Dumnezeu a golit-o de înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Dar la timp, când plăsnește din aripi în văzduh, își râde de cel și de cal și de călăreț. Oare tu dai putere calului? Oare tu îmbraci gâtul lui cu valurile coamei? Tu l-ai făcut să sară ca lăcusta, mărețul său nechezat de fior. El bate cu piciorul în vala bătăliei, zburdă într-o puterea lui și pornește într un întâmpinare armelor. Își bate joc de frică și nu tremură și nu se dă înapoi din fața sabiei. Pe spinarea lui zâng zângănește tolba cu săgeți, scânteiază sulița și lancia de Într-un zbucium și nerăbdare, el mănâncă pământul și nu mai are stâmpăr când sună trâmbița. La răsunarea trâmbiței el strigă, aha, și de departe adulme că bătăria, tunetul poruncilor voivoizilor și zarva războiului. Oare din istețimea ta se îmbracă în pene șoimul și și întinde aripile spre mează zi? Sau din porunca ta se avântă în slăvi vulturul și își clădește cuibul pe piscurile neajunse? Pe stânci să răsuiește și mâne noaptea, pe colți de stângă și în tabie de piatră. De aici își pândește prada, ochii lui străbat în depărtare, iar pui lui sunt nărăviți în, la sânge și unde sânge căzus de sabie, acolo e și el. 40. Răspunsul lui Iov. Dumnezeu grește iarăși, Dumnezeu a creat făpturi mari și puternice, ipopotamul și leviatanul. Și Domnul vorbi mai departe cu Iov și zise, oare Do dojenitorul caută ceartă cu cel puternic, cel ce se pune în pricină cu Dumnezeu să dea răspuns. Atunci eu vă răspunse Domnului și grăii, iată-mă, sunt o nimică toată, ce să-ți răspund? Pun mâna la gură, odată am vorbit și nu mai încep iar, chiar de două ori și n-am ce mai adăuga. Atunci Domnul răspunse lui eu, în vijelie și rostii, încingeți coapsele ca un voinic. Eu te voi întreba și tu să-mi dai lămuriri. Cu adevărat, răsturnavei tu judecata mea și mă vei osândi pe mine, ca să mâi rămâie dreptatea de partea ta? Nu cumva brațul tău e ca brațul lui Dumnezeu și cu glasul poți tu să tun ca el? Dacă e așa, împodobăște-te cu slavă și cu semeție, îmbracă-te Într-o preamărire și strălucire. Revasă talazurile mâniei tale, ațintește pe toți trufașii și dă la pământ. Vezi pe toți semeții și smerește-i și strivește pe nelegiuiți pe loc. Ascunde-i de valma în pământ, ține-i ține ferecați în tainiță. Atunci eu însumi îți voi măturisi că dreapta ta ți-ar da biruință. Ia privește ipopotamul pe care l-am făcut ca și pe tine, paște iarbă ca boul. Vezi, puterea lui e în foalele lui și vârtoșia lui în mușchii de pe pântece. Coada lui e dârză ca lemnul de cedru, vinele pulpelor lui sunt numai noduri. Oasele lui sunt țevi de aramă, ciolanele lui druși de fier. El este fruntea cătuilor lui Dumnezeu. Ziditorul său i-a dăruit și sabia sa căci munții îi aduc dașdie și toate dobitoacele pământului care hărăduiesc în ei. El se culcă sub florile de lotus în ascunziși de trestie și de rogoz. Desiș nedescurcat îl umbrește, salcile fluiului îl împresoară. Dacă fluiul se întărâtă, el nu se singhisește. El stă nepăsător, chiar dacă Iordanul ar veni năvanii la gura lui. Cine poate să-l ia de ochi? Cine în stare să-i străpungă nasul cu acul undiței. Pescuii vei tu leviatanul cu cinghelul pescărești și îl vei lega de limbă cu frânghia. Poți să-i baci prin năros foară de papură, poți să-i găurești cu cârligul falca, se va ruga oare mult de tine sau îți va vorbi lucruri drăgălașe. Va face oare cu tine legământ ca să-l iei sluga ta pe veci? Te vei juca cu el, cum te joci cu o păsărică, și îl vei lega spre hazul fetelor tale. Tovare și pescar vor face oare negos cu el, îl vor împărți cu bucată la neguțători? Ciuri vei tu cu săgețile pielea lui și capul lui cu junghiul de vânat pește. Ia, agață-te de el, gândește-te ce încă e rare. Nu-ți mai trebuie alta. Capitolul 41 Descrirea leviatanului măreț și înfricoșat. Așteptarea celuia este dezamăgită, numai cât l -o vedea și cade pe spate. Nimeni nu o să fie năzdrăvan să-l întărâte. Și cine este acela care să-mi stea înainte? Cine m-a înfruntat vreodată și l-am scăpat afară? Al meu a fost sub cerul tot. Nu voi tăcea în privința mădularilor lui și voi vorbi despre puterea lui fără pereche. Cine a descoperit pulpana dinainte a veșmântului său? Cine poate să pătrundă până la căptușala zalelor sale? Porțile gurii lui, cine l-a deschis vreodată? În jurul colților, colților lui e numai spaimă. Spinarea lui este șiruri de scuturi, înțepenite ca prin peces de piatră. Unul se încropoie în e strâns cu celălalt, că nici măcar vântul nu poate să pătrundă printre ele. Fiecare se lipește de frăținul său și sunt ca o bucată și nu se mai desfac. Strântul lui scapără lumină și ochii lui sunt la fel cu genele zorilor. Din gura lui țâșnesc jurbițe de flacără, scapă scântei de foc. Din nările lui ies fum ca dintr-o căldare încinsă și clocotită răsuflarea lui dogorește ca jăraticul și flăcări zb zb zbucnesc din gura lui. Puterea lui stă în grumazul lui și înaintea lui dănțuiesc spaimele. Mușchii cărnii lui sunt vânjoși, turnați pe el, nu se clintesc. Inima lui este vârtoasă ca piatra, ca piatra cea de jos a râșniței. De lui se împricoșează valurile, talazurile mării se trag înapoi. Dacă lovești în el, nici sabia nu ține, nici surița, nici săgeata, nici săpoiul. Fierul îi se pare lui ca paele și arama ca lenul putret. Ficele arcului nu-l pun pe fugă, pietrele din praștie se prefac în pleavă când dau de solzii lui. Gioaga, în socotela lui, e ca o trestie și de vâjuitul înciși își bate joc. Pe pântăcele lui sunt cioburi ascuțite, el lasă pe mocirlă scrâjituri de grapă. El pune adâncul în fierbere ca o căldare. El face din mare o cățuie fumegândă. Ia urmai. El lasă o dâră de lumină, ci se pare genunea, un cap cu plete albe. Nimeni pe pământ nu e la fel cu el, cel ce zidit a fost să nu știe de frică. El se uită de sus la toți cât sunt puternici, el este împărat peste toate fiarele trufașe. Capitolul 42. Răspunsul lui Iov, Dumnezeu o sândește pe prietenii lui Iov, Dumnezeu o răsplătește pe Iov din destul, încât starea lui de pe urmă a întrecut pe cea din tâi în binecuvântare și bogăție. Atunci Iov deschise gura către domni și grăi, știu prea bine că toate stau în puterea ta și că nicio punere la cale nu rămâne neajunsă la tine. Cine pune pronia sub obroc, din neștiință. De aceea mă turisesc, am vorbit fără să înțeleg despre lucruri prea minunate pentru mine și pe care nu le știu. Ascultă-mă, te rog, și voi vorbi și eu. Te voi întreba și tu îmi vei da povață. Din vorbe ajuns la urechi, auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mă osândesc pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușă. Și a fost așa că după ce Domnul a vorbit despre lucruri cu Iov, Domnul a grăit către Elifaz din Teman. Mânia mea arde împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, fiindcă n-ați vorbit despre mine adevărul, ca robul meu Iov. Și acum luați-vă șapte tauri tineri și șapte berbeci și mergeți la robul meu Iov și aduceți pentru voi arder de tot. Și robul meu Iov se va ruga pentru voi căci în hatărul lui nu mă voi purta cu voi după nerosia voastră, fiindcă n-ați vorbit despre mine adevărul ca Iov, robul meu. Deci trebuia să fie slăvit Dumnezeu în toate. Deci nu acuzat persoana, ci slăvit Dumnezeu. Pentru că el a făcut toate acele lucruri pentru slăvirea sa ca să-i cunoaștem puterea, pentru că ne-am îndepărtat de puterea lui și nu mai vedem în toate. Asta este singura cauză a tuturor neplăcerilor din viața noastră. Ne îndepărtăm de el. Și în momentul în care nu mai vedem peste tot, apare necazul. Și ne duce înapoi în el, ca să-l vedem peste tot. Atunci să Elifaz din Teman și Bildat din Șuac și Sofar din Naama și făcură precum la a Domnul și Domnul se arătă milostiv lui Iov. Și Dumnezeu schimbă soarta lui Iov după ce s-a rugat prin, pentru prieteni. Și Dumnezeu întoarse îndoit lui Iov toate câte avusese. Deci a schimbat soarta după ce s-a rugat pentru prietenii lui. Și au venit la el toți frații săi și toate surorile sale și toți cunoscuții săi de mai înainte și au ospătat cu el în casa sa și l-au căinat și l-au mângâiat pe el de tot necazul pe care îl adusese domnul peste el și au dat fiecare câte o chesită de argint și fiecare câte un minel de aur. Și domnul binecuvântă starea de pe urma lui Iov mai mult decât pe cea din tâi și el a gonisit 14.000 de oi și 6.000 de cămile și 1.000 de perechi de boi, de juc și 1.000 de asine și a avut șapte feciori și trei fete și a numit-o pe cea din tâi Iemima și pe a doua a numit-o Cheția și pe a treia a numit-o Keren Hapuc. Și nu se aflau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov în tot ținutul și tatăl lor le-a dat și lor moștenire alături de frații lor. Și a trăit Iov după aceea 140 de ani și a văzut pe feciorii săi și pe feciorii feciorilor săi patru veacuri de om și a murit Iov bătrân și sătul de zile.